Slăvit să fie Domnul pentru ziua aceasta. Din textul din Luca, din capitolul 2, aș vrea fraților și surori, din această cântare a lui Simeon, de fapt este al șaptelea psalm din Luca, a șaptea cântare de laudă, de biruință din cartea Luca. De aici, haideți să vedem ultimele cuvinte pe care fiecare dintre noi le-am putea dori să le avem înainte de moarte și aceste cuvinte vorbesc despre cea mai mare așteptare de pe pământ și de cea mai mare pregătire din ceruri. Vedeți? Cea mai mare așteptare de pe pământ și cea mai mare pregătire din ceruri. Ce s-a întâmplat? Uitați-vă, spune versetul 21, când a venit ziua 8 în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Isus și apoi s-au împlinit niște zile. După aproximativ 40 de zile de la nașterea lui Hristos, părinții se duc cu el să-l înfățișeze înaintea lui Dumnezeu și uitați-vă în versetul 24, vorbește despre starea lor financiară. Nu o duceau tare bine, pentru că duc înaintea lui Dumnezeu o pereche de turturele, doi pui de porumbei, n-au posibilități financiare să ducă înaintea Domnului o jertfă mai mare, mai costisitoare. Dar ce era cel mai important era faptul că l-au dus să-l înfățișeze înaintea lui Dumnezeu pe Fiul lui Dumnezeu. Acesta era cel mai mare cadou, cea mai mare jertfă. Că au dus ei două, o pereche de turturele, două turturele sau doi pui de porumbel. Era ceva. Dar cea mai mare jertfă era chiar Isus Hristos, chiar pruncul pe care el înfățișau înaintea lui Dumnezeu. Și priviți ce frumos se întâmplă ceva. Vorbim, vorbim și e adevărat, e adevărat, 400 de ani înainte de cele patru evanghelii de evangeliști, de evenimentele de aici. 400 de ani nu s-a mai auzit în Israel o prorocie sau nu s-a notat. Dar, fraților și surori, chiar dacă era în tuneric, uite că erau niște luminițe, îl avem aici pe omul lui Dumnezeu Simeon, care era proroc. Duhul Sfânt n-a plecat de pe pământ. Duhul Sfânt încă avea oameni ai lui Dumnezeu. Chiar dacă au fost 400 de ani de tăcere, eu cred cu putere, cu tărie, că în cei 400 de ani Dumnezeu a avut oamenii lui, că în fiecare generație Dumnezeu are oamenii lui. Dar haideți să vedem aici în textul nostru, Textul acesta se împarte, sau mai precis, cântarea lui Simeon se împarte în trei părți. Avem odată figura unui credincios, nu-l pot numi creștin, pentru că creștin se numesc cei din uh, fapte în coace, da? figura credinciosului lui Dumnezeu și mai mult priviți credinciosului Dumnezeu care privește moartea, cum o privește el. E o mare diferență între un credincios și un necredincios. Priviți cum privește omul acesta moartea. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, că căci au văzut ochii mei mântui, mântuirea ta. Deci, vedeți cum privește un credincios moartea. De la versetul 28 în jos și până la 30 în prima parte, figura credinciosului. Da? Cea mai mare așteptare de pe pământ, ce aștepta credinciosul? Aștepta mântuirea. Dar imediat de la versetul 30 și până la 32 se desprinde a doua mare figură, dacă vreți. Da? Cea mai mare figură din noul, din vechiul testament. Și anume mântuitorul. E numit aici mântuirea ta, dar e numit și Lumina, versetul 32. El e Mântuitorul. Și apoi, imediat de la versetul 33, în jos, privim lucrarea Mântuitorului. Pe lângă persoana Mântuitorului, vedem și lucrarea lui, lucrarea de mântuire. Sunt lucruri atât de adânci și de frumoase, fraților. Și uitați-vă cum aranjează Duhul Sfânt în structura asta de candelabru. Luca la capitolul 2, nu, cu versetul 29, îl vedem aici pe Simeon, care este unul din urmașii primului Adam și el vorbește despre moartea lui. Dar la finalul cântării lui se vorbește despre o altă moarte, moartea lui Adam al doilea, lui Hristos, versetul 35, un suflet va fi străpuns de o sabie, se, va, se vor descoperi gândurile multor inimi. Apoi are și un paralelism, mântuit va fi omul acesta, Simeon, da? prin credința în Hristos, versetul 30, ochii mei au văzut mântuirea ta. Dar uitați-vă ce spune iarăși, că în timpul vieții și după ce va pleca din viața aceasta, în cea veșnică, la dreapta Tatălui în ceruri, mântuirea va însoți lucrarea acestui copil. Versetul 34 este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și un semn care va stârni împotrivire. Și apoi încă un paralelism, încă un element. Ochii mei au văzut Mântuirea ta lumina ochilor unui om din timpul lui Hristos a văzut ceva ce a văzut lumina neamurilor, slava poporului Israel. Deci, fraților, sunt așa de adânci lucrurile în textul nostru cea mai mare așteptare pe Pământ, ce aștepta Pământul, un mântuitor, o lumină, un salvator. Ce pregătea cerul? Uitați-vă versetul 30, 25. El aștepta cine Simeon, nu numai El, tot pământul aștepta. Ce aștepta mânghierea lui Israel? Ce pregătea cerul versetul 31. Mântuirea pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, cea mai mare așteptare pe pământ și cea mai mare pregătire în ceruri, care era Mântuitorul Isus Hristos. Coborârea Mântuitorului pe pământ, cea mai mare pregătire în ceruri, cea mai mare așteptare pe pământ. Și haideți să luăm cele trei capitole pe care le-am anticipat, le-am amintit din textul nostru, din cântarea lui Simeon, o cântare bogată, o cântare frumoasă, o cântare, putem spune, un cântec de lebădă, cântarea de dinaintea plecării unui om deosebit. Există, să știți, și am găsit uh, dicționare cu ultimele cuvinte ale unor oameni celebri. Și am găsit și această cântare printre ultimele cuvinte ale unor oameni celebri, pusă și acolo, la locul ei, și m-am bucurat, m-am bucurat. Știți de ce? E un cuvânt foarte, foarte potrivit pentru un final de viață. Haideți să privim la figura credinciosului care aștepta, credinciosul care aștepta și pentru care împlinirea așteptării aduce o sărbătoare. Moartea este privită ca sărbătoare și partea întâi a cântării lui merge pe plan personal. El vorbește despre sine, în partea a doua, de la versetul 30 în jos, privirea lui Simeon este pe plan universal, mântuirea e universală și a neamurilor și a lui Israel. vorbește și de prima și de a doua venirea lui Hristos. Și apoi, da, în partea a treia, vorbește pe plan comunitar, vorbește despre biserică și despre Israel. Strig despre biserică, stric despre Israel. Și haideți să ne uităm puțin în textul acesta și să vedem, spuneam, primul lucru, da? Credinciosul, așteptarea credinciosului. Îi se împlinește așteptarea, ține în brațe pe cineva. Era pruncul acela, era fiul lui Dumnezeu și Simeon îl ține în brațe și era un proroc puternic și îl ține în brațe pe Fiul lui Dumnezeu și în timp ce îl ia și îl ține în brațe, omul acesta îl binecuvintează pe Dumnezeu și în primul rând, fraților, priviți, e o uimire pentru noi. Dacă noi am fi trăit în lume, dacă n-am fi avut noul testament, vechiul testament, ar fi fost o ma un mare șoc să citim așa ceva, să auzim așa ceva, ce anume? Să țină un bebeluș în brațe, un bătrân, și în timp ce îl ține în brațe să se roage așa, acum, slobozește-mă în pace, adică pot să mor liniștit, cu pace. Cum adică pot să mori? Că toți ne luptăm să trăim cât mai mult, cât mai mult. Cum adică pot să mori? Vedeți, din cauza că așteptarea pământului s-a împlinit și, dacă vreți, arborele central al candelabrului ceresc era Isus Hristos, acoborât pe pământ, s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu a luat trup de om. Din cauza aceasta, moartea pentru oamenii lui Dumnezeu, pentru credincioși, moartea aduce pace. Știți de ce? Ne întâlnim cu iubitul sufletelor noastre. Moartea nu mai este o groază, nu mai este un întuneric, o frică pentru noi. Din momentul în care noi l-am cunoscut, așteptarea noastră s-a împlinit, am așteptat mângâierea lui Israel, Hristos a coborât pe pământ, Hristos a devenit mântuitorul nostru personal. Din momentul acela, moartea noastră ne aduce pace, slobozește în pace. Asta a zis-o El. În al doilea rând, tot la capitolul credinciosul, eu, tu, fiecare dintre noi, moartea probează caracterul nostru, fraților. Acum slobozește în pace pe cine? Pe robul tău. Ce înseamnă asta? Uitați-vă, cel puțin șapte lucruri minunate se vorbesc despre omul acesta. le am mintit fratele Andrei, o viață sfântă, frica lui Dumnezeu, o așteptare sfântă, aștepta mângâierea lui Israel. O umblare în Duhul Sfânt, Duhul Sfânt era peste el, în altă traducere, Duhul Prorociei, era proroc. De altfel și prorocește mai jos. Al cincilea element, Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să-l vadă aici, pe pământ, palpabil, întrupat pe Hristosul Domnului. Al cincilea lucru extraordinar pe care ni-l spune Biblia despre caracterul acestui om a primit o înștiințare. Înștiințarea a fost da și amin. Pentru că ceea ce vorbește Dumnezeu e da și amin, fraților. E da și amin. Nu va muri. Eram undeva în zona Bucovine și îmi povestea un frate bătrân că la ei, undeva într-un sat, vă pot da și numele satului aceluia, la ei în sat a existat un proroc al lui Dumnezeu, un om deosebit, avea câțiva copilași, dar Domnul pe acest proroc l-a înștiințat că în ziua tare, la ora 12, va merge după el și îl va duce în slavă. Și ăsta avea 34 de ani, gândiți-vă, fraților, era vorba aceea în floarea vârstei. Dar Domnul i-a vorbit și atâta de convins a fost de ceea ce a vorbit Dumnezeu, că i-a anunțat pe frați, pe surori, în data de, la ora 12, eu plec la Domnul. E s-a umplut curtea de musafiri, de oameni care au venit, frați, surori, credeau atunci, credeau lucrările de felul acesta, pentru că Duhul Sfânt vorbea și astăzi vorbește, dar Duhul Sfânt, să știți, din cauza înmulțirii fără de lege, astăzi vorbește foarte mult, așa, în simboluri și în pilde. Cum ar fi să-l descopere astăzi pe cineva în plină biserică că trăiește în curvie? Nu? S-ar crea dezordine, nu? Și agitație și judecăți. Și de aceea Domnul vorbește și azi, dar vorbește mai mult în simboluri. Atunci era punct ochit, punct lovit. S-au adunat toți în curtea casei, fratele nostru, foarte sigur de ceea ce a vorbit Dumnezeu. La ora 12, fără câteva minute, s-a dus și au sărutat copiii, le au zis să-l slujească pe Domnul și au îmbrățișat soția, s-o pus în pat și-o pleca la Domnul. Fraților, așa vorbește Domnul și așa pleacă biruitorii, așa pleacă biruitorii. Uitați-vă aici ce spune cuvântul sfânt. Acest om, acest credincios privește moartea ca o aducătoare de pace, slobozește în pace. Moartea ca ceva care probează caracterul, da? Uitați-vă al cincile element la aminteam îl înștiințase Duhul Sfânt că nu va muri înainte să-l vadă pe Hristosul Domnului. Și apoi Duhul Sfânt îi spune, acum a sosit momentul, versetul 27, un alt element care îi probează caracterul. Acum ai clipa măi, după 40 de zile de la nașterea lui, acum trebuie să te duci în templu, te mână Duhul, te călăuzește Duhul, du-te la templu și s-a dus la templu. Și apoi al șaptelea element, îl ia în brațe și când îl ia în brațe, Duhul Sfânt Vine în mintea, în inima lui, în ființa lui și îi aduce o mare confirmare. Acesta este pruncul rânduit de Dumnezeu ca să moară pentru viața lumii, să fie mântuire, să fie mântuitor. Vedeți, moartea probează caracterul, robul tău, da, a fost rob, a fost rob, a, a fost confirmat. Aceast, acest rob al lui Dumnezeu, uitați-vă de cele șapte elemente pe care le-am amintit: viață sfântă, frica Domnului, așteptam mângâierea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt l-a înștiințat că nu moare până nu îl va ține în brațe pe Fiul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt era peste el, el vine în templu, mânat de Duhul la momentul potrivit și apoi îl ia în brațe și știe, acesta este. Deci toate aceste elemente la moarte îi probează caracterul acestui om. Al treilea element, moartea, demonstrează și ce stăpân ai avut. Da? Moartea pentru credincios este o eliberare, o pace, o slobozire. Moartea pentru cel credincios este o probă de caracter, dar moartea pentru cel credincios este și o demonstrație a stăpânului pe care l-ai avut. Ce stăpân ai avut? Slobozește în pace pe robul tău, stăpâne! Ce stăpân ai avut? L-ai avut pe diavolul sau l-ai avut pe Dumnezeu? Și asta ziua morții o va mărturisi, ziua morții cel mai minunat lucru pe care îl pot spune și pe care îl așteptăm și noi ca pe un eveniment, un eveniment cosmic, este următorul. Că moartea va fi înghițită de înviere, fraților. Moartea va fi înghițită de înviere. Nu ne ducem numai până la groapă și atât. Linia aceea de pe crucea de mormânt vorbește ceva dar nu vorbește totul. Pentru că ar trebui ultima cifră să fie încercuită și după ea să mai punem o linie și să scriem veșnicie. Te duci în veșnicie? Că ai trăit pe pământ între două date și este o linie între ele, asta e ceva. Dar noi mergem în viața de dincolo, în cetatea care are temelii tari și pe care ne-a ridicat-o Marele nostru Mântuitor, Hristos Domnul. Moartea va fi înghițită de înviere, îl ține pe prunc în brațe, moare bucuros, știți de ce? știe că într-o zi acest copil se va ridica și va striga morților, ieșiți din morminte, îngerul le sună cu trâmbița, pentru că trebuie morții să se ridice din mormintele lor. De ce? Eu sunt învierea și viața, a zis Hristos mai târziu. Și cine crede în mine, chiar dacă moare, trăiește. Vedeți ce mesaj puternic ne transmite textul de astăzi? Dar priviți la frumusețea textului în continuare, că după ce Simeon vorbește de așteptarea lui personală, imediat trece la planul 2 și vorbește despre Mântuitorul și prezintă persoana lui Hristos. Și deja, uitați-vă la versetul 30: ochii mei au văzut mântuirea ta. Ce înseamnă asta? E al doilea capitol din cântarea lui: și îl prezintă pe Mântuitorul. Atât de frumos! În primul rând, avem un Mântuitor care și-a asumat umanitatea noastră. S-a făcut om ca să ne ducă în prezența lui Dumnezeu. Ochii mei au văzut mântuire acum îl țin în brațe, pun mâinile pe el, îl îmbrățișez, e lângă inima mea, e un mântuitor care s-a făcut ca mine, pot să mor liniștit, de ce? Mântuitorul a venit, e pe pământ, e aici, mă duc la hodină, cum zicem noi, nu? Aici în zona Transilvaniei, mă duc să mă odihnesc, mă duc să dorm un pic, de ce? Va veni o zi când acest mântuitor, care deja s-a va muri pentru păcatele mele, va muri în locul meu. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Deci, fraților, priviți la adâncimea acestui text și la frumusețea lui. Ochii mei au văzut mântuirea ta. Avem un mântuitor care și-a asumat umanitatea noastră, a devenit om ca și noi. Apoi, Uitați-vă ce frumos spune versetul 31. Această mântuire ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Al doilea lucru pe care îl putem aminti despre Mântuitorul nostru, Hristos, este împlinirea tuturor profețiilor din Vechiul și din Noul Testament până la El. Împlinirea tuturor profețiilor. Ai pregătit-o, cum? Înainte de veșnicie ai pregătit-o, dar ai anunțat-o, ai spus-o, ai rostit-o, ai pus-o înaintea tuturor popoarelor. Este lumină, este mântuire. Despre acest mântuitor au vorbit toți oamenii mari ai Vechiului Testament și Noul Testament, priviți-l pe Simeon, prorocește, Zaharia prorocește, îngerul vine și transmite un mesaj. De ce? Era vorba de niște prorocii. Cercetătorii Bibliei au numărat 333 de elemente profetice în Vechiul și Noul Testament privitoare la Domnul Isus Hristos, la venirea Lui, la nașterea Lui, la moartea Lui, la învierea Lui. 333 de elemente profetice. Și îl vedem aici pe Hristosul, care e împlinirea prorociilor Vechiului Testament, slăvit să fie Domnul. Și apoi uitați-vă iarăși la Domnul Hristos, fraților! Nu zice o lumină, cum am găsit în unele traduceri, versetul 32, scrie lumina, lumina e cu accent. E o singură lumină, un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Deci observați ce spune aici, Hristos este cel care își asumă umanitatea, devine om, Hristos e împlinirea prorocilor Vechiului Testament și și din Noul Testament și apoi Hristos e singurul mijlocitor, singurul mântuitor. Și uitați-vă, fraților și surori, la versetul 32. Aici deja avem două elemente distincte. Ca să lumineze neamurile, te-am pus să fii lumina neamurilor, spune Dumnezeu prin Isaia și se împlinește în Evanghelie. Asta înseamnă la prima venire, Hristos vine la neamuri, dar spune, te-am pus să fii sau te-am pregătit să fii și slava poporului Israel. La doua venire, când va veni Hristos, tot Israelul va fi mântuit și Hristos va fi slava lui. Deci, fraților, sunt lucruri bogate aici, deosebite, dar mergem la punctul 3 și doar îl schițez și apoi vreau să mă opresc. E vorba de lucrarea de mântuire pe care Domnul Hristos o realizează și bătrânelul ține pe Hristos în brațe și vorbește despre el și prorocește și se uită la mama și spune, știi ceva? Copilul acesta e rânduit spre prăbușirea și ridicarea multor în Israel. Unii îl vor crede, alții nu vor crede. Unii vor cădea, alții se vor ridica. Apostolii se vor ridica din anonimat. Ana și Caiafa vor cădea. Pilat va cădea. Irod va cădea. Unii se vor prăbuși, alții se vor ridica. Și el va fi un semn care va stârni împotrivire. Nu toți vor fi de acord cu ceea ce va zice și va face el și va avea împotrivitori. Vedeți ce prorocii clare. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Deja e lucrarea crucii aici. Lucrarea crucii ca să se descopere gândurile multor inimi. Hristos Domnul, când a coborât pe pământ, a venit pentru două mari lucrări: restaurare, restaurare, da? și reconciliere. M-a restaurat pe mine cel căzut în păcat și m a păcat cu Dumnezeu, reconciliere, restaurare și reconciliere. Și îl văd aici pe Domnul Isus Hristos privit de acest om, de Simeon, de prorocul Simeon, nu? Așteptarea cea mai mare de pe pământ, pregătirea cea mai mare din ceruri. Vine Hristos pe pământ și mai întâi mă reconciliază, mă împacă cu Dumnezeu. Cum? Sufletul tău îi spune, Marie va fi străpuns de o sabie. Catolici o găsi șapte săbii. Nu scrie de șapte, de o sabie scrie. Crucea, reconcilierea, împăcarea cu Dumnezeu, aducerea păcătosului la cruce, iertarea păcatelor, pocăința, credința, nașterea din nou, asta e reconciliere. Dar imediat mergem spre restaurare, nu prin naștere din nou, intrăm într-o restaurare a omului. Și vine aici a tripla lucrare a crucii lui Hristos. Hristos ca profet, Vine să mă scape de ignoranța păcatului, că trăiam în întunericul păcatului, și vine profetul Hristos, profetul, să mă scape de ignoranță. Vine Hristos, preotul, să mă scape de vina păcatului. Și vine Hristos, regele, să mă scape de stăpânirea păcatului. Și asta e tripla lucrare a crucii lui Hristos. Fraților, să nu trecem ușor peste textul acesta, e cântarea plecării, cântarea cântecul de lebă a unui om, a unui proroc al lui Dumnezeu, în care el vorbește, precum spuneam, moartea nu mai este o problemă, moartea este o biruință, este o sărbătoare. De ce? Mântuitorul a venit. A venit un mântuitor care și-a asumat trup de om, a venit un mântuitor care vrea și poate să mă mântuiască. Și a venit un mântuitor care uite ce face. Mă reconciliază, mă împacă cu Tatăl și mă restaurează, mă face asemenea chipului slavei sale. Slăvit să fie Domnul pentru astfel de texte, pentru astfel de lucrare pe care noi n-am putut-o să o facem, dar Dumnezeu poate totul. Slăvit să fie El. Amin.